Siguranța rutieră reprezintă o prioritate atât la nivel mondial cât și la nivel european. Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere a demarat o campanie de conștientizare a populației privind siguranța rutieră. Este vorba despre campania Spunem Da Siguranței Circulației, în cadrul căreia au fost realizate mai multe interviuri. Primul a fost acordat de Mihai Leu, cunoscut publicului mușcelean prin participările sale la etapele de viteză în coastă. Acesta a explicat cum trebuie să circulăm pe drumurile publice. În primul rând, asta spun, în circulație deschisă, categoric, este foarte bine să conducem regulamentar și să respectăm toate restricțiile. Una este în raliu, alta este în circulație deschisă. Bineînțeles că, spre exemplu, la raliu întotdeauna folosești tot drumul, bineînțeles că ai cu totul alte trase decât ai merge în circulație deschisă, dar totdeauna în circulație deschisă, chiar dacă ai impresia de multe ori că mergi tare sau vrei să mergi tare, este greșit și datorită faptului că mașina trebuie condusă cât mai cursiv, adică mașina nu trebuie bruscată, nici la curse, nici pe șosea, să zic. Trebuie să simți mașina că mașina avansează așa cum trebuie, avansează lin, nu este bruscată, nu este forțată. Foarte mulți dintre conducătorii auto se confruntă cu diferite probleme în trafic. Una dintre ele este tentația telefonului mobil, alta o reprezintă oboseala acumulată. Fiecare dintre acestea poate conduce la un eveniment tragic. Una dintre cele mai mari probleme care există, eu cred că este telefonul. Mă uit eu în trafic și, spre exemplu, sunt foarte mulți șoferi care folosesc telefonul în timp ce conduc. Întotdeauna te gândești că, eu știu, am scris doar o literă, dar o secundă de neatenție întotdeauna poate să conteze pe extrem de mult. Oboseala este tot așa un factor care cauzează foarte multe accidente, fiindcă în momentul în care omul este obosit, nu mai poate să reacționeze așa cum trebuie și pe șosea poate, nu știu, din 100 de kilometri care îi faci sau poate din 1000, nu se pune totdeauna problema să reacționezi la o secundă. Dar poate că ai nevoie de acea secundă și atunci niciodată nu trebuie să fii, cum se spune, delesător, să fii neatent. Adică zici, nu știu, o secundă am aruncat ochiul la telefon sau am fost obosit, n-am reacționat cum trebuie, nu contează. Mihai Leu are și câteva recomandări pentru conducătorii auto, un lucru esențial reprezentându-l atenția la ceilalți participanți la trafic. Trebuie întotdeauna să fii foarte atent la ce face cel de lângă tine, fiindcă, din păcate, avem încă foarte mulți șoferi indisciplinați și chiar dacă tu ești atent, dacă, nu știu, cel care este în trafic a scris un mesaj și a deviat de la drumul lui câteva secunde, poate să te afecteze. Cred că este foarte important pentru șoferii de la noi să încerce pur și simplu să fie tot timpul cu ochii la ce se întâmplă pe lângă ei, la reacțiile celorlalți șoferi. Și cred că este foarte important să existe responsabilitate, să existe respect față de ceilalți șoferi. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, unul dintre obiectivele principale ale programului Spunem Da Siguranței Circulației este creșterea gradului de conștientizare care să determine angajarea cetățenilor în a adopta un comportament responsabil în trafic.